Consilierul județean Mircea Manolache este prezent astăzi în jurnal. Bună seara și bun găsit! Bună seara și bine v-am găsit și pe dumneavoastră și telespectatorii. Dumneavoastră sunteți președintele Camerei Taximetriștilor din Iași. Cu ce probleme se confruntă aceștia? Care este situația problemei cu Uber? O problemă mult discutată, de altfel. Da, sigur. E un subiect foarte prezent astăzi, mai peste tot și în special în orașele mari, cum ar fi, spre exemplu, municipiul București, Clujul, Timișoara, mai nou Brașov. În special orașele mari, da? Sigur, eu de fiecare dată am arătat că lucrurile sunt foarte clare când vorbim de ceea ce facem fiecare în parte, în sensul de a respecta legea. Vorbim de Uber. Uber este foarte agreat la nivel central și aici mă refer în primul rând în București. După cum bine știți, activitatea de transport taxi este reglementată printr-o lege, legea 38 din 2003. E o lege care cred eu că a fost pusă în aplicare 100%, iar ceea ce se întâmplă în București se întâmplă și datorită colegilor mei, ca să fiu mai exact și sincer cu dumneavoastră și cu telespectatorii. În București, activitatea de transport taxi este reglementată la fel ca și în Iași. Numai că la Iași, datorită preocupării pe care am avut-o eu și colegii mei referitor la activitatea, încât să fie implementată corect. Așa. Și clientul să fie respectat, pentru că acel proverb funcționează, clientul nostru, stăpânul nostru. Am reușit cu vechiul primar, cu actualul primar, să punem printr-un regulament această activitate foarte bine pusă la punct. De ce vă spun acest lucru? Veți observa cu ușurință, dacă aveți posibilitatea, și chiar vă rog să vă gândiți un pic și să analizați ceea ce spun eu în această seară, bănuiesc că telespectatorii noastre la fel o fac. În România, activitatea de transport taxi, eu cred că se desfășoară în parametrii foarte corecți, respectăm legea și totodată cred că și regulamentul pe care împreună cu biroul de transport din cadrul primăriei Iași l-am pus la punct, referitor la disciplină, referitor la curățenie, la bun simț și totodată cred că folosim aparatul de casă de mărcare fiscală, așa cum după cum bine știți. Știți foarte bine că în lege e foarte clar stipulat, în momentul în care e depistat un șofer de taxi care nu folosește casa de mărcare fiscală, riscă să-și pierdă autorizația. Ori acest lucru e foarte grav. Spre exemplu, de ce? Mă întrebați la început de acea academie, că ați văzut un proiect pe site-ul Senatului, referitor la faptul că se va înființa Academie de Taxi. Aș vrea să anunț în premieră pe domnul Tăriceanu, cei 60 de parlamentari care au semnat acest proiect, e în forma finală. Am înțeles că va intra săptămâna viitoare în comisie de specialitate, adică acea de transport din cadrul Senatului. Ce prevede mai exact această academie? Academia de Taxi se referă practic, e o denumire, denumirea te duce clar spre activitatea de transport taxi reglementată prin legea 38, dar nu. Este vorba despre Uber. Uber vrea să legalizeze în țară, abia acum, după nenumerate adrese și memorii pe care le-am făcut atât la Ministerul de Finanțe cât și la Ministerul de Transport și la premier, la acea vreme la domnul Tudose, în sensul că activitatea Uber din 2015 până astăzi a încasat foarte mulți bani, vorbesc de ordinul milioanelor de euro, deci vă spun acest lucru, sunt 60.000 de utilizatori care zilnic dau niște bani serioși acelor aplicații. Cum funcționează Uber? Uberul funcționează în baza unei aplicații, se descarcă aplicația client, dai niște date, nume, prenume, numărul de card, prin aplicație faci solicitarea unei mașini, vine la destinația pe care dumneavoastră a solicitat-o, vă preia, ajungeți la capăt, se plătește cu cardul. Bun. Ați spus că este foarte agreat la București, la Iași. Bun. Care este situația? Vă răspund îndată, da? Ca să merg până la capăt cu ideea să înțeleagă ceva telespectatorii noastre și cei care în această seară se uită la ceea ce spun. Bun, până aici totul e regulă. Da. E un serviciu civilizat, sunt oameni îmbrăcați, să zicem, mult mai bine, mai arătoși, poate și mai civilizați, nu față de Iași, față de București, pentru că acolo avem o problemă și vă spun și de ce. Uh-huh. Iar acest lucru i-a determinat pe clienții din București, pe bucureșteni să, și pe străini, pe turiști, să meargă cu acest Uber. Bun.
Eu înțeleg așa. În baza legii 31 din 91, activitatea de transport este reglementată prin ce? Prin societăți comerciale. Persoane fizice, AFE-uri, PF-uri și așa mai departe. Mergem în 91 la legea cadru. Orice activitate pe care o desfășoară un agent economic pe teritoriul României trebuie să se autorizeze, da? Să-ți deschidă ce? Un punct de lucru, să meargă la Registrul Comun, să înființeze firma, să aibă un sediu sau, mă rog, secundar, cum, sau un punct de lucru, dacă vrea să funcționeze și să câștige un ban pe teritoriul României. Se folosește de infrastructură? Folosește, practic, ceea ce noi românii am oferit prin această posibilitate de transport? Câștigă niște bani? Mi se pare corect să plătească impozite, să plătească salarii și totodată ca ceea ce încasează să fie virați în bănci care au sediu în România ca să avem un contuar a încasărilor. Nu. Acești bani pleacă direct în Olanda. Înapoi se mai întorc 70%. 30% rămân în Olanda pentru că a apelat la activitatea asta, platforma asta online Uber. Cei 70% vin în contul celui care prestează activitatea, a șoferului cu mașina. Ei, acel șofer nu este înregistrat absolut nicăieri. Nu există niciun contract de muncă. Nu este la fisc, e o muncă la negru. Gândiți-vă că acum în România sunt foarte mulți. Numai în București, cred eu după mine, sunt vreo 3-4 mii care fac acest lucru. În Timișoara la fel, în Cluj la fel, în Brașov la fel. Am cerut nu odată. Am ajuns la Ministerul de Finanțe, la domnul ministru, în audiență. Nu era în acea zi disponibil, cu toate că ar fi trebuit să ne aștepte, așa și promis. Am stat cu domnul director general ANAF-ului, în care ne-a spus foarte clar că el nu știe despre așa ceva. Zic, domnul director, nu e posibil. Noi nu fugim de concurență, dar avem o concurență corectă, legală. Nu e o concurență legală. De ce? Pentru că eu în fiecare zi plătesc taxe și impozite. Din 6-6 luni fac verificarea tehnică a mașinii. Angajații în fiecare an merg și fac fișa medicală, psihologică, după care facem agrierea taxi, metrologie, așa. Și vorbim de cheltuieli, Sunt cheltuieli pe care le facem, dar acești bani intră în bugetul statului. O parte din ei, e vorba de TVA-ul care revine județului și ce se întâmplă? Se dezvoltă județul și se păstrează practic și se investește în infrastructură și proiectele comunității. Acest lucru nu se întâmplă și cu Uber. De ce vă spun? Puteți să intrați pe site, vedeți foarte bine pe net că Uber-ul stau pe vreo 8 miliarde. Deci capitalul social acestei societăți, aplicații Uber, platforma. E de 8 miliarde, platforma. Ce vreau să vă spun? Am și depus o hotărâre a celor a procesului din Ungaria. Au fost dați afară. Cum au fost dați afară? După ce le-a impus, de fapt nu a plecat, scuzați-mă, după ce le-a impus să-și pună casa de marca fiscală. Noi asta cerem statului român, i-am cerut și domnului premier la acea dată Tudose, am făcut-o și către doamna premier, am făcut-o și către Ministerul de Finanțe, am făcut-o și către Ministerul Transport, să ce? Și o memorie către Parlamentul României, să da o ordonanță de guvern în care să-i spună clar, da băieți, faceți transport, e la modă, e dar în legal, trend, dar puneți-vă casă de marca fiscală, banii să fie contorizați, da? Conturi în băncile din România și avem control absolut a sumelor pe care le încasați. Și atunci nu e nicio problemă. Să vedeți cât de repede au fugit din Ungaria. Din Bulgaria au fost dați afară, din Turcia la fel, din Germania la fel, de peste tot. De ce? Atunci când le-au impus acest lucru, imediat s-au retras. Ei, gândiți-vă și dumneavoastră cum e cu cei care fac activitatea de transport în București și spuneați de ce în București Uber a ajuns, funcționează și merge chiar bine și în Iași nu. În Iași datorită nouă. Operatorul de transport taxi. Noi am pus tot timpul preț pe calitate. Tot timpul am avut grijă ca fiecare client să aibă un serviciu de calitate și o garanție. Vreau să vă spun că la momentul de față, orice reclamație minoră în cadrul dispecerator, pentru că foarte bine știți, noi avem aplicația Taxi Iași Online, suntem 3 dispecerate, în momentul în care sunați la un dispecerat, nu sunați numai la unul, sunați la 3. Dacă nu există nicio mașină în zona respectivă la dispeceratul meu, merge la dispeceratul colegului. Și tot așa, se învârte în cer, până la urmă clientul are o mașină la dispoziție. Bun, o are, dar o are în niște condiții normale. Adică, zic eu,
bune. Pentru că la București, mie mi s-a întâmplat de mai multe ori să merg în București și să nu găsesc un taxi pe motiv că nu merg până la anumită distanță sau acolo unde am solicitat eu pentru că nu merge. Dom'le, pui aparatul, îți plătesc? Nu. Ei, aici e o problemă. Bucureștiul e abordat altfel. De ce? S-a scăpat datorită zonei metropolitane. Bucureștiul, și mă refer aici la Consiliul Municipal a Municipiului București, a alocat 8.000 de autorizații. După aceea a mai dat 2.000. Iar a intrat și cei din Ilfov și toți ceilalți din în jurul Bucureștiului. Acolo e o mare problemă de transport. De ce? Că s-a scos acea sintagmă din lege prin care, în mod repetat, într-o ordonanță de guvern, era foarte clar stipulat că activitatea de transport se reglementează prin asta. Dacă un operator de transport este operator, un pirat, să zicem, este depistat în trafic făcând această activitate, să-i se dea amendă, plăcuțele, certificat de matriculă și așa mai departe. De ce vă spun acest lucru? Nu vrem să îngrădim activitatea aceasta. Noi vrem, practic, ca toți să intre în egalitate. Ceea ce plătim noi, să plătească și ei. De ce? Pentru că se folosește de infrastructură, de legile țării și cum au primit această veste taximetriștii legat de instituționalizarea Uber? Deci, eu sincer să fiu, sunt adeptul concurenței. Dar să fie o concurență loială. Știți de ce? Pentru că, până la urma urmei, clientul alege și selectează activitatea de transport și el, practic, clientul e cel care îți dă o satisfacție prin faptul că te alege. Doi, noi avem un avantaj, suntem toți în galben. Uber-ul nu-l poți lua din stradă, că n-ai cum să-ți dai seama, mașinile sunt diferite ca culori. În momentul în care, să zicem, dorești să apelezi la un Uber, automat trebuie să mergi pe aplicație, să-l soliciți. În schimb, se întâmplă ca să mergeți în stația mijloacelor de transport, să nu aveți o mașină și atunci urcați într-un taxi. Cam asta e. Cum preconizați că se va schimba situația taximetriștilor din România odată cu instituționalizarea Uber? Vor avea mai mulți clienți? Nu. Uber, sincer, o să dea bir cu fugiți. Această platformă, această societate... Cum s-a întâmplat și în celelalte țări, da? Nu acceptă. Dumnealor vin, dau niște tunuri, pentru că găsesc o nișă legislativă, care vin și desfășoară această activitate. După ce statul respectiv, țara respectivă își dă seama că au pierdut anumite sume de bani, automat fug. Deci, nu. Eu sunt convins că această platformă nu va sta după ce va trece acest proiect de lege sau va fi votat într-o formă sau alta. În schimb, e clar, există la momentul de față orașe, mă rog, municipii, care nu au un serviciu de calitate. Eu fac apel de fiecare dată la întâlnirile noastre ale camerei taximetriști și acomodații operatorilor de transport din România, trag de fiecare dată un semnal de alarmă foarte serios prin faptul că noi, operatorii de transport taxi, administratori sau, mă rog, patroni, dacă e pe înțelesul fiecărui ascultător, mă scuzați, fiecare cei care doresc în această seară să trag o concluzie de aici, practic, colegii mei din țară fac o mare greșeală prin faptul că angajează oameni care n-ar trebui să fie în această activitate. Noi, prin lege, avem reglementat acest lucru, numai că nu se ține cont. Nu se ține cont în țară de acest aspect. Eu, spre exemplu, am la momentul de față cam 20% din activitatea pe care o administrez pe dreapta. Adică nu am șoferi. Ei, deci nu-mi permis să angajez pe oricine. În momentul în care îmi vine un șofer, există o bază de date a camerei taximetriștilor, vedem foarte clar dacă acest om a creat probleme. Există un grup al taximetriștilor independenți. E foarte simplu să-i pui poza, să faci o întrebare. Care este motivul lipsei forței de muncă și în acest domeniu? Aici e o mare problemă. După cum bine știți, am ridicat de mai multe ori problema și chiar în Consiliul Județean. La momentul de față, în toate domeniile de activitate, exact, avem o lipsă acută de personal, acută, da, de personal, de oameni care să mai facă ceva. Eu vă dau un exemplu. E foarte greu la momentul de față să găsești un om care să știe și să facă și bine. De ce? Păi e clar, dacă dumneavoastră, și eu sunt convins că sunteți de mult în presă, putem da timpul înapoi să ne aducem, da, aminte că nu știu care ministru a învățământului la o anumită
perioadă, într-un anumit an, a scos acele școli profesionale. Exact. N-a dat acea alternativă încât să aibă posibilitatea un elev, dacă nu intră și... În mediul academic, nu, da? Nu, la liceu. La liceu, așa. Să aibă posibilitatea să meargă la o școală profesională. Da, și aici vreau să vă întreb tinerii cât de interesați sunt de această meserie. Păi sunt. Hai să vă dau un exemplu. Se zice că în Finlanda e cel mai bun sistem de învățământ. Dar vă dau un exemplu din Austria. Mai nou, am fost acum câteva luni acolo și am rămas surprins prin faptul că nașii mei de cunie au 20, la cei care m-au cunoscut la 25 de ani, ea e medic, el inginer. Și chiar îmi povestea, având un băiat, îmi povestea că din clasa 8-a, din clasa 5-a, diriginții, profesorii, îndrumă copiii și le dau sugestii părinților să meargă spre o anumită profesie. De ce? Cei care sunt peste 9 îndrumă pe părinți să meargă în mediul academic, să facă o universitate. Cei care sunt până în 8 să termine liceul și să intre, eu știu, în administrație sau să facă altceva, iar cei care au înclinație spre anumită meserie sunt sprijiniți. Să știți că așa fac companiile din Austria, îi caută, discută cu ei și din acel moment chiar îi sprijină și în activitatea lor școlară. Adică le dă posibilitatea, probabil să au loc încheiere de contracte, ca să vină să lucreze în timpul sau în perioada în care se face o practică, în ateliere sau în serviciu sau la birou sau ce vor să facă ei sau ce școală vor să urmeze sau ce profesie își aleg. Spre exemplu, eu vă dau doar câteva aspecte cu privire la forța de muncă din momentul de față. Eu merg și în Comisia de Dialog Social. Tot timpul văd că sunt și toți se plâng de oameni. De ce? Pentru că salariile sunt așa cum sunt. La buget, da? Salariile sunt mai mari, la bugetari, dar nu mai sunt locuri. Dar da, mai sunt locuri, se mai găsesc. Iar cam toți, la momentul de față, vor să aibă un salariu foarte mare și să aibă un serviciu la stat. Nu e corect. În opinia mea, bugetul unei țări sau unui județ se bazează foarte mult pe niște raportări la Registrul Comerțului. Spre exemplu, tot dacă e la modă Austria, acum să vă dau din Germania o informație, spre exemplu, bugetul țării se face în funcție de raportări de la Registrul Comerțului. Câte societăți s-au închis, câte s-au deschis. Ei, în funcție de numărul de angajați, știați că județul Iași are 170 ceva de mii de pensionari? Știați că Iași au 1100 aproape de 700 și ceva de oameni angajați care contribuie la platformă de la, cum se zice, la bugetul de stat? Aici e o mare problemă. Pentru că ar fi corect să fie un număr mai mare de angajați care să contribuie la bugetul de stat pentru a susține pensionarii. Tot se vorbește de legea pensiilor. Ați văzut exact. O chestie, o gafă, în opinia mea. Probabil domnii din Parlament, din Guvern, nu au o orientare corectă asupra celor care au muncit și înainte de 89. De ce vă spun acest lucru? Chiar astăzi am stat de vorbă cu cineva care a muncit 42 de ani într-un domeniu de stat în comerț și a spus că are o pensie de 1100 și ceva de lei după 42 de ani de muncă. După aceea, cei care au lucrat în, să zicem, pe la, nu știu ce, pe, dau un nume, aproape Golești, poftim, sau Holboca, sau nu știu la ce fermă din asta, la Damachi sau 2P. Ei, tot așa. În mod corect, așa cum este garantat salariul mediu pe economie, așa trebuie să fie garantată o pensie, da? Pentru că vorbim de salariul garantat, de salariul mediu pe economie, haideți să vorbim și de o pensie garantată, da? Minim pe economie. N-ar fi corect? Sunt oameni care câștigă 5, 6, 700 de lei pe lună. Sunt oameni care au muncit 40 de ani și au 1100 de lei pe lună. Nu e corect. Da. Deci ar trebui un echilibru în ceea ce fac. Ne întoarcem la domeniul transporturi și vreau să mă întreb dacă în contextul începerii anului școlar de învățământ există ceva proiecte privind fluidizarea traficului în Iași. Da, aici e o problemă. Aș vrea să luați în considerare ceea ce spun acum. În 1990 am înființat societatea pe care o administrez. Sper că am voie să spun. E vorba de societatea la care sunt acționar majoritar, Parma. Bun.
În 1995, în momentul în care un client ar fi solicitat o mașină, să zicem, în centru și mașina se afla în Cug, cam exact. În 3-4 minute ajungea. Atunci? Da. Acolo unde clientul chema mașina. Ei, trecând anii, vedeți foarte bine că numărul mașinilor în ea și-a crescut. Dacă mergeți la serviciul de matriculă, vă puneți mâna în cap ce probleme sunt acolo. Am înțeles că s-au remediat. Dar numărul autorizațiilor a crescut foarte mult. Fluidizarea traficului în Iași, abia de acum încolo, va fi o problemă. O problemă foarte mare. Ce soluții ar fi binevenite? Restricții. Restricții majore. Deci, ca de exemplu? De exemplu, să se creeze mai multe sensuri unice, bandă specială pentru mijloace de transport, bicicliștii, autobuzele, atât de autobuze nu avem, taximetriștii și alte... Și bicicliști avem foarte puțin în Iași în comparație. Da, eu m-am speriat ce am văzut în Moscova, în Sankt Petersburg și în Helsinki. Deci toți sunt pe bicicletă. La un semafor, am câteva poze, nu pot să le prezint, la un semafor erau doi cosacoși și cămână pe jos, iar pe partea dreaptă erau 9 cu biciclete, pe partea stângă erau 12 și 4 pe jos. Foarte mult folosesc bicicleta peste tot în țările în care am fost. Ar fi o soluție ca, dau un exemplu, din podul Roș, pod de piatră, gară, Independenție, Târgu Cucului, Elena Doamna, să fie restricționat traficul. Pentru că altfel nu s-ar rezolva nimic, indiferent ce ar face domnul primar, nu că nu vrea, nu poate. La momentul de față, dacă nu va lua niște hotărâri radicale, în sensul de a pune restricții, cel puțin, eu sunt sincer speriat de ceea ce se va întâmpla în toamnă, pentru că studenții nu sunt. Și deja eu, dacă ar fi să mă întorc de la serviciu, când mă duc spre Cug dimineața, pentru că acolo am serviciul societății, la OMV Nicolina, când mă duc bine. Dar dacă e să las ceva și să mă întorc în centru, vreau să vă spun, acum nu mai am voie să fac stânga, trebuie să fac dreapta, exact, Crucea lui Ferenț, centru. Deci în momentul când am făcut stânga, stau la rânca la semafor, am făcut stânga și coloana e până în, cred că până la palat. Bun, dumneavoastră îi reprezentați și pe transportatori, ce demersuri, dar pe scurt vă rog să ne spuneți, ați făcut privind timpii de așteptare la RAR? Păi există un protocol. Există un protocol. În momentul în care noi, operatorii, spre exemplu, avem de făcut identificarea, omologarea, eu ca operator, colegii mei, cei care au mai mult de 10 mașini, merg, depun o cerere la domnul director Varvara, le aprobă și a doua zi merg să-și facă identificarea sau omologarea taxi. Deci există un partener foarte serios, foarte corect. După o serie de demersuri făcute atât la București cât și la Iași, am găsit o deschidere foarte mare în sensul de a rezolva aceste probleme. Numai la RAR, am rezolvat-o și la biroul de matriculări, la serviciul de matriculări cu domnul comisar șef Zacornă și cu domnul prefect. Și dumneavoastră a fost de acord ca noi operatorii să avem un ghișeu unic să rezolvăm cât mai repede matricularea lor. De ce? Pentru că activitatea de noi, dacă achiziționăm mașină, nu achiziționăm să ne plimbăm. Am exact. Cumpărat-o pentru a pune la dispoziția clienților și pentru a face bani atât pentru noi, cât și pentru bugetul local și pentru cei care muncesc pe aceste mașini. Mai sunt și alte probleme cu care se confruntă transportatorii? Acum, la nivel de Iași, nu. Din păcate, pilaș nu mai avem. Problema este rezolvată din toate punctele de vedere. Legat de locurile de așteptare, e o problemă. Avem foarte puține locuri de așteptare. Deci avem în jur de 60 și ceva de stații de taxi, în jur de vreo 300 și aproape 350 de locuri de așteptare. În mod corect ar fi trebuit. Am venit cu o soluție, am făcut câteva propuneri, am găsit o deschidere din partea celor de la primărie, în special al biroului de transporturi, aici vorbesc de domnul inginer Mocanu, în sensul de a face niște stații de așteptare. Vă dau un exemplu. Avem stația de la Moldova. Știți foarte bine că acolo stația e foarte lungă. Da. De la Moldova ajunge aproape la NAF. Ei, uneori și noi și mașinile cetățenilor stăm la dublaj. Dacă există o mașină a unui cetățean, clar,
ne așezăm noi. Dacă suntem noi în stație, vine cetățeanul. Pentru că lipsa locurilor de parcare se vede foarte clar. Atunci am cerut o stație vis-a-vis, să zicem, în fața muzeului de Softei. Sau mai bine zis, acolo unde intrăm, în speranța că în momentul în care sunt prea mulți taximetriști în stația de la Moldova, să stea în acea stație. Când rămân locuri libere, să plece de aici din stația de preașteptare. De ce vă spun acest lucru? Știți foarte bine că activitatea de transport dimineața, de fapt, toți taximetriștii dimineața sunt chemați în cartiere, da? Exact, și la atunci periferie, eliberează, da. La periferie și merg cu clienții unde? În centru. Fiecare are treaba la NAP, primărie, prefectură, școli și așa mai departe. Și atunci e un blocaj. Tocmai de aceea solicit și cred că cei care seara asta ne privesc, atât de noastră și pe mine, cei de la Comisia de Transport din cadrul primăria, și Poliția Rutieră, Poliția Comunitară, toți factorii decizionali și în special operatorul transport, atât și transportul local, să facă demersul și cred că ar trebui să fie o dezbatere publică în sensul acesta, ca ieșirii să înțeleagă, pentru că în momentul în care se pun restricții, vă dați seama că există și nemulțumiri. Dar noi nu putem domnule altfel. Manolache, ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. O seară frumoasă să aveți!